Salut copii! Dacă este prima dată când îmi vedeți canalul, puteți să vă abonați, să-mi dați like și share. Și eventual să-mi lăsați un comentariu. Salut! Sunteți pe canalul mare și astăzi o să deschidem LOL Originale! Continuăm seria noastră de deschis LOL-uri. Este probabil tot seria 1, Glitter. Vreau să vă spun ce este pe mingile originale. Pe mingile originale trebuie să fie scris. Pe mingile neoriginale nu o să găsiți niciodată scris. Al doilea lucru. Pe mingile neoriginale o să scrie mereu LQL. Și mereu la mingile originale sunt puse aceste 7 surprize puse în linie. Dacă sunt puse într-un pătrat, nu este minge originale. Și după cum vedeți, nu se aude nimic. Dar la mingile neoriginale o să se audă. Avem 7 surprize. N-avem permoană, avem toamne. Hai să deschidem. Eu are o minge. Nu pot. Să vedem ce este primul. Pac. Uită-te să... Mesajul lui Teo este un diamant și nefinit ce îi scrie Diamonds are forever. Bombă și niște steluțe. Ia. Probabil. Ia să vedem ce înseamnă. Glitter bomb. Glitter bomb. Glitter bomb. Glitter bomb. Poți să-mi dezvăd mai. Cum am deschis eu ăsta, uitați cât de frumos am deschis. Aici arată ce poate face păpușa, să schimbă culoarea, să scuite, să... Mănânce! Să... ce să facă și să plângă. Iarăși avem un dorsa. Toate păpușile LOL au Teo, pentru că fie păpușa ta va plânge, fie își va schimba culoarea, fie va strica, fie va face pipi. Bine. Hai să vedem ce este următorul strat. Este minge! Eram sigură că este minge rară! Eram sigură că este păpușă rară! Nu e păpușă rară. Păi dacă este minge aurie, este păpușă rară. Și la Teo este păpușă rară! Teo, Mara, dar suntem în seria Glitter, nu toate mingile trebuie să ori? Nu! Nu? Wow! Ce interesant! Hai, Teo, spate! De fapt! Cu sclipiți! Wow! Pentru că este din seria Glitter! Mereu este mai fain. Teo are un biberon, Mara are un păhăruț de cappuccino, cafea, ceva. Amândouă au sclipici. Cât de interesant! Bun, hai să vedem sub următorul strat ce se află. Altă surprizică. Aici ar trebui să fie pantofiori. Da. Da. La mine tron! Alb, alb. Alb. Te oare niște pantofiori frumoși albi? Nu pot! De la mă! Nu pot să le. Wow, sunt niște ghetuțe! Teo are niște pantofi foarte finuți cu fundițe. Da, este de nuntă! Da, tu ai niște fundițe. Hai să vedem mai departe. Ce e aici, oare? Dar de unde se fac de aici? Wow, este... Se fac de aici? Chiar este o păpușă rară! O păpușă rară care face sport. Oare cine e sportivă? Eu! Oare cine e prințesă?
pe o... Știu care este păpușica. Am căpat o bluzuță. Și o rachetă. Aici arată o băiță. Ne arată o băiță? Ce băiță? Nu, ne arată aici. Pe rol în... Este la masă. Acolo face baie, iar este la masă. Bam, 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 bam. Cred că nu contează. Uaaa! Cât de frumos este! Asta este. Chiar este. Hai să vedem. Ce parte este a mea. Aceasta este prințesa lui Teo. Este o prințesă de culoare. O cheamă Miss Baby. Aceasta este a mea. Coroniță! Păi! Wow! Aia cu e? Ana Teo. Wow, Teo! Ce interesant! Uite-te cum mai multe pachetele. Are balonița mea. Ce balonița? A ta are aceeași coafură cu, da, cu prima. Sirena. Cât de tare! L-am îmbrăcat. Arată foarte frumos și seamănă cu mama. Da. Pentru că ea are părul blond. Uita! Ochii verzi. Alunță mama nu. A mea are ochii mari. Albi și cu negru. A Teodora este o mică prințesă, iar a mare este sportivă. Mie mi se pare că le caracterizează perfect. Mara chiar este o adevărată sportivă, știți că este gimnastă și anul acesta o să candideze la naționalele de junior la gimnastică artistică. Să-i ținem pumnii! Așa, iar Teo este o adevărată prințesă. Pe ea orice o deranjează și o necăjește. La ea hainele nu au voie să aibă nici măcar o cusătură. Simte orice. Mie la Teo nu-mi place pentru că are sclipici pe ochi. Haideți să vedem ce fac ele din cele patru acțiuni. Ce să mi-o închis bine, mă? Haideți să le dăm apă. Hai să le dăm apă rece. Apă normală. Apă normală. Rece. Și asta le merg la băzină. Nu e rece. E călăie. Buță, exact. Hai, Teo, vrei să vezi ce face? Apasă pe cap să vedem ce face. Ce face? Nu știu. Scuipă, cred că. Așa mi s-a părut. Ia să vedem. Ia. Face pipi. Scuipă, da. Am eu. Deci da, păpușa Teodora e scuipă, iar păpușa până mare... Până acum niciuna nu ne-a nimerit să schimbe culoarea. Asta e. Ia să vedem. Face pipi? Îi dăm pantaloni jos. Să vedem dacă face pipi. Da, face pipi, pentru că am văzut niște picături de apă. A făcut pipi, am dezbrăcat-o și am văzut. Mi-a scuipă, copii! Fiți atenți, papucei, ca să știți, au pe ele L și R, ca să știm în ce picioare să-i băgăm. L left în stânga, R right în dreapta. Foarte tare. Acum vin din nou cu propunerea pentru giveaway, dacă reușim în 24 de ore să facem minim 10.000 de view-uri, o să facem un giveaway, iar regulile le vom explica atunci. Pentru asta va trebui să dați share acestui filmuleț, să-l vadă toți prietenii voștri și prietenii prietenilor voștri. Maxim în 24 de ore, maxim, minim. 10.000 de vizualizări. Altfel nu facem giveaway-ul, da? Pentru asta dați share. Rugați-vă prietenii să dea share, astfel încât să se răspundească în cât mai multe locuri. Share înseamnă să distribuiți, adică să le arătați copiilor, să le zică să le zice să se aboneze la canalul meu, să le zice să se uite la filmulețul acesta. Ați fost pe canalul mare, dați like și share și nu uitați să vă abonați. Pa, pa! The choice to do the best of what we find. If we could see through